Regele Charles vine în România într-o vizită de 5 zile. Presa britanică semnalează că Charles preferă drumețiile prin Transilvania în detrimentul unei întâlniri cu prințul Harry, care va ajunge la Londra în aceeași perioadă. Regele se va întâlni mâine și cu președintele Klaus Iohannis, însă nu va fi o vizită oficială, ci una de curtoazie. Regele Charles vine în țara noastră într-o vizită privată în care nu va fi însoțit de regina consort Camilla, care a preferat să rămână la casa ei din sudul Angliei. Este pentru prima dată când un monarh britanic vizitează țara noastră, însă momentul coincide și cu perioada în care fiul său, prințul Harry, se duce la Londra pentru a depune mărturie într-un proces intentat grupului Media Mirror. Harry a participat la încoronarea tatălui său, însă vizita a fost foarte scurtă și nu a apucat să vorbească cu tatăl său. Odată ajuns în România, regele Charles va fi primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Întâlnirea nu va avea o calitate oficială, ci mai degrabă este un gest de curtoazie. Restul zilei va avea caracter privat. Regele Charles vizitează România încă din anii 90, iar în 2006 și-a cumpărat prima casă din Ardeal, în satul Viscri. El încă deține acea proprietate, care acum este spațiu expozițional. 20 de ani mai târziu, locuitorii din Viscri sunt fani vocali ai regelui, nu în ultimul rând pentru că a făcut o donație de 2 milioane de lire sterline pentru o nouă stație ecologică de epurare a apelor uzate. Aceasta a înlocuit sistemul de canalizare din sat aflat în punctul colapsului. După casa din Viscri, regele a mai cumpărat cel puțin alte 9 case în Transilvania, pe care are grijă să le restaureze la forma lor originală. Tot la Viscri se va duce și cu această ocazie, însă regele ar urma să ajungă acolo de-abia marți. Aici, Charles nu va avea televizor, internet sau radio, ci doar cărți și un salon de pictură. În plus, el se va bucura de peisajul zonei. Noi controverse